Hai, salut, bă, frumoșilor, bine v-am regăsit la un nou episod de Forza alături de cei doi titani ai gamingului românesc, Berșa și Andru. Da, nu, glumeam. Băi, astăzi o să-i pun să se omoare între ei pentru bani. Haideți să strângem, fraților, la episodul ăsta. Cât like-uri vreți să strângem, mă, frumoșilor? Bă, dar pe grasul nu mă vreau. Dar nu înțelegi cum adică să ne omorăm între ei? Păi stai un pic, că le explicăm imediat, dar hai să alegem așa un număr de like-uri între ei. Hai grasule, zi tu. Bă, nu, zi tu grasule, nu, eu nu mă bag la episodul de să bag, că nu-mi permit. 5.000 să fie ca lume? Hai, fraților, să strângem 5.000, că ăla nu vrea să se bage. Asta știi. Ăla nu vrea să se bage. Băi, hai să strângem 5.000 de like-uri, vă mulțumim frumos dacă ați apăsat butonul de like, hai și hai să vă explic în ce constă acest challenge. Băi, nu este aproximativ un challenge normal, doar că singura diferență este că eu o să ofer un premiu de 5 milioane de cr. Din aceștia 11-12 ai mei, celui care reușește să câștige păi acest challenge. Păi tu oricum ai hack și-ți bagi infinit întotdeauna. Păi da, îți dai seama, tocmai de asta îmi permit să arunc cu ei. Deci lasă-mă să spun, celui care reușește să câștige? Da, challenge-ul. Deci, eu o să vă dau o sumă de 100 sau 200, 100 de mii, cred, că 100 de mii de cr. Aveți voie de la orice mașină să alegeți, aveți voie chiar să modificați și motorul, dar totul în suma de 100 de mii. Adică dacă tu îți alegi o mașină de 90 de mii, nu știu. Treaba ta. Deci 100 de mii să și ne luăm mașină să o și modificăm? Exact. Și ai voie să modifici chiar și motorul în ăștia 100 de mii. Ca să fie totul mai un pic mai palpitant. Bă, așa. Dar tu nu ești și pretențios așa? Ba, sunt un pic, grasule, dar ai șansa să câștigi 5 milioane. În ce o să stea challenge-ul? În ce o să constea? Păi în probă de drag... Constea. Așa, în probă de drag, cu probă de viteză și ca și aspect o să o aleg eu. Nu pot să spun că sunt un critic de mașini, dar dacă îmi cunoașteți gusturile, bine, dacă nu să fiți... Bă, hai, gata, până putem să-i dă start. Da start, hai, gata, luați și da start. O să-l cu tuning. Totul cu tuning, da. Și ai voie să schimbi și motorul. Și tracțiune și tot. Dar totul... Da, în bani ăștia oricum, te lăfăi, ce ai? Păi, tocmai de-aia ziceam. O să mă uit și eu pe aici să vedem pe la diverse mașini pe care cred eu că le-aș alege, ca să nu vă plictisiți între timp. Ia să vedem. O să-l fac praf, ca să nu se pune problema de asta. No, dar, te fac muci. Bă, 5 milioane, băieții! Deci nu e așa. Bă, dar voi știți că eu am... Deci dacă... Eu stau și mă uit, am toate Lamborghini-urile aproape. Mă lipsesc două. Unul urât și unul nu prea important. Reventon, nici nu știu ce e ăsta. Dar Reventon. În rest le-am pe toate, ești nebun? Și la Reventon. Ferrari, la Ferrari mi se pare că nu am destule. I, F, G, H. Unde ești, mă? F, ia uite-l. Ferrari. Ia uite. Ferrari, ești nicio Ferrari. Bă, dar are mult mai multe Ferrari-uri de-astea de colecție decât Lambo-ul. Ați observat? Da? Cel puțin păi pe Forza. Păi... Ăștia au istorie în spate, bă, Ferrari. Zic, da. Păi de ce crezi că mari colecționari nu au Lamborghini? Păi pentru că n-au ce să colecționeze de la Lambo. De-aia. Adică ai, dar ăștia mai noi, adică ea nu e o firmă cu cine știe ce istorie. Păi nu, dar uite, ăștia au primul caz așa, din 1960. Grasule, ia-ți adio de la viață, banii stai mei. Zici? Nu știu ce să zic, grasule, hai că vedem. Adică n-ai de unde să... Poți să pierzi acum sau poți să câștigi, n-ai de unde să știi. La mucifica pe fraier, sunt șmecher de valoare mare. Bă, da, zbiară asta, ia, ce mama e de mașină e asta, mă. Nu, dar dacă-s bolnav mental. Tu ești în puii mei, de handicapat. Bă, eu nu prea mai am atât de multe bine, am mașini șmechere, dar parcă aș vrea mai multe. Ia, mă, că să bă, mai merg și ce bine arată! A, bă, nu, bă. Mă, ce nu e al meu? Da. A, nu e al meu. Garaj. Bă, deci băieții, 100 de mii, găsirați mașinile sau încă le căutați? Bă, da, gata. Da, da. A, le găsirați. Eu s-a aproape gata. Și eu s-a aproape gata. Bă, ăștia sunt băieți ca lumea, mă. Ia că iau Divo-ul ăsta, că n-am mai mers de mult cu el. M-a dus să dau un sprint. Așa. Fast and Furious! E perfectă. Băieții, eu sunt aici, criticul, judecătorul, alături de oamenii noștri. Băi, fraților, să lăsați și voi în comentarii, totuși, în primul rând, dacă vreți să mai faceți challenge de genul ăsta și, în al doilea rând, să ne lăsați... Bă, tăceți-mă și voi un pic. Să lăsați și părerea voastră în comentarii, pentru că o să dau și eu o notă, ca să zic așa, mașinilor lor. Dar lăsați și voi acolo care credeți că ar fi câștigătorul ca și probă de aspect.
Andrew are mașina murdară, să știți, așa se întâmplă când iese din ăsta, nu înțeleg de ce, de multe ori. Grasul aparent are și el tot murdară. Măi, ia stai tu puțin așa, că ăsta a depășit bugetul. Bă, asta e 35.000 sau 25.000. 25.000. Deci nu, nu depăși, dar... Bă, nici nu știu care să zică că câștigă, să, sunt ambele la cam urâte, sincer să fiu. Bă, dar tu ce-ai vrea, bă, la banii ăștia? Bine, da, da, acum... Deci, așa cum vă spuneam, lăsați în comentarii ce ne credeți că a câștigat, deși Bercea... Bercea, totuși, ca și aspect, pare să fie destul de drăgălașă Honda asta, rău grasul. E drăgălașă și uite, asta aluantă. Uite, ce-ai pus, ia uite. Da, da, e Corsa, adică, nu știu. Tir să-l aleg pe grasul pe ăsta. Și așa mă înjură lumea de obicei, că eu țin cu Andrei. Bă, e posibil să mai țin cu el câteodată, dar gen, asta pentru care are mașina mai șmecheră, nu că țin da, cu el, frate. Da, mă, da, dacă și acum are mașina mai șmecheră. Hai să vedem. Bine, că fuge rău de tot sărăcia, că e bulangiu și-și luă tuning. Maaa! Că depăși bugetul. Nu depăși, bă, n-are... Cum e tuning-ul, mă? Da, mă, da. 75.000, nu dă el mai mult de 75.000, zic. Băieții! Eu o să mă duc înainte să văd care câștigă. Iar plecă înainte ăsta, n-am văzut mai așa ceva. Bă, așa face mereu, bă! Bă, dar pleacă înainte! Deci, gândește-te că pleacă înainte să se aprindă verde de fiecare dată. Bă, te fac cum ce-a făcut muci? Păi unde m-a făcut și muci dacă tu bă, aia pleacă, pierde pe plecare și tu plecași cu 2 secunde înaintea mea? Unde pleacă? Că e 4-4. Judecătorul spune să refacem partida de drag. Și eu o să văd dacă... Bă, n-am văzut așa ceva. Deci, Gasule, dacă... S-a prins ultimul beg roșu, el pleacă. Da, l-am văzut. Pe bune. Bă, da, m-am obișnuit și eu să fac așa din cauza lui. Bă, regula spune ca la verde să plece mașina. Bă, să dacă tu, bă, tu pleci mai devreme decât verde. Bă, la verde să... mașina să treacă în linia albă. Bine, frate, eu o să stau și o să mă uit efectiv aici, să văd care pleacă primul, da? Deci ia mă că mă dau pe drone mode. Unde era, mă, drone mode? Așa. Că la asta mi se pare că dacă nu mă înșel ar trebui să, da, văd în timp real. Și o să văd dacă grasul cumva pleacă înainte de la start, îl depunctez. Ai înțeles, Mamă, grasule? Ce... Ce-mi place ce... să... Ce flăi, murdă nebuna. Ia să vedem. Mănânc pe grasul. Miriu! Ia să vedem. Miriu! Pe asta trebuie să fiu cu ochii. Ia. Hai, hai. Bă, lui, pleacă de pe loc. Ia uite, păi el acum fură startul. Nu fură. Fură startul. A. Îl văzui. Îl văzui, fură startul. Că uite că luam. Bă, nu, data trecută plecai și tu prea devreme. Nu pleca prea devreme. Două din trei. Două din trei. Hai la două din trei. Da, mă, da, că fură el startul. Că fură, dar fură acum. Păi și da, data trecută furaș tu. La verde să plece mașina. Bă, măi, nebunii, la verde să plece mașina, pe asta pleacă instant. Grasule. Tu dacă îi dai să patineze 30 de secunde înainte să plece, ce-i vina mea? Grasule, bă, dacă... Bă, asta e, frate! Bă, nu e adevărat ce spui tu, unde ai auzit așa ceva? Bă, dacă tu stai cu bara fix lângă linie, e clar că cum i-ai dat drumul a depășit, nebunule. E normal. Dacă vrei să-i dai drumul mai din timp, uite, stai pe aici. Du-te mai în spate dacă vrei să-i dai așa, drumul mai devreme, și dai drumul așa. Și atunci, da, se pleacă la verde de pe asta. Deci, haide să vedem de data asta, să sperăm că va fi un match, cum se numește, măi, fără ăsta, exact, să fie corect, fără niciun hoț. Bă, dar ție de ce nu-ți pleacă mașina de pe loc, șalut? Mi-e așa mi-arată. Bă, că se duce în față de nebună. Ce face? Nu știu ce. Ce-și ia să vedem. Hai, fraților. Asta este meciul decisiv pe drag. Bă, de data asta pleca rău bine, să știți. Băi, n-avem ce să facem. Nu, de data asta pleca rău cam amândoi în același timp, îi văzui. Fu un match destul de cinstit, așa că, din păcate, la proba de drag a câștigat grasul. O să mergem acum la... Nu există match cinstit, match-ul cinstit e ăla care începe cu cronometru. Bă, dar cum adică, bă, da, din păcate am câștigat eu? Ia zici mie, cum vine asta? Stai puțin, că nu înțeleg. Bă, dar eu până acum am zis aici ce stii sunt eu și că nu țin cu nimeni. Din păcate am câștigat pe ăsta. Ajunge primul pe autostradă dacă ești șmecher.
Păi nu, că fraților, prin bălării... deci stați un pic, facem în felul următor, data viitoare știți ce-i pun să facă, în cazul în care vă place episodul și doriți să mai facem un episod. Lăsați acolo în comentarii dacă vreți să îi pun să tot așa să tuneze o mașină, dar să facă un circuit. Să facă un circuit și câștigătorul pe circuit o să, o să câștige și... mașina, da. 25.000. Și swap-ul de motor cât costă? Swap-ul? Păi nu-i făcut swap. Îi pusei doar 4x4. Bă, dacă nu-i făcut swap de motor, cred că se încadră, să știi. Dar păi știți că scrie în puii mei la sfârșit. Ce scrie? Câți bani dați? Că mă gândesc că sunteți voi, adică că nu sunteți nenorociți. Și cât scrie să grasă dacă te duci? Bă, 76 sau 77. Bine, bă, ce de, a depășit cu 1000, 2000, bă, ce se fac? Bă, depăși șoțără, de dobitocule. Păi și tu ce crezi, că ăla nu depăși? Ce dracu? N-ai cum fiți pe fix. Tu cât fac un șarut? Bine, atunci tai spoilerul. Veleronul sau un lip și răzi bani. Bă, ia du-te modul de aici. Ia du-te modul de aici. Sau îi pun slicker, care-s mai ieftin. Ce i-o fac cu voi? Oricum, cred că la top speed nici n-ar vrea să mai facem. Ziceți? Păi da, dacă tu-i schimbași motorul, să știi că ar trebui să-l iei. Dacă el îl lăsă tot. Sau nu-i schimbași nici tot. Nu, că asta nu fuge. Păi asta e japoneză, bă, asta e turație, se duce, bă, câștiu! Îl fac muce, ești nebun. Păi de ce nu schimbai motorul? Păi motorul ei era, la swap, mi se pare că era mai mic ăsta, nu știu de ce am impresia. Ba, să știi că pe top speed nu e mai mic. Dar eu mă așteptam să-l facă la drag Andrew, sincer să fiu. Adică pe drag cred că se baza și el, în mare parte. Că aia e ascuțitoare și fuge destul și jante grele, mari. Nu, dar cred că au nărfuit-o. Au nărfuit-o, zici? Știu că prindea un 280, parcă. Cât îți luă? Puțin, nu știu. Hai, mă, hai. Păi, hoc, ăla n-a ajuns. Bă, dar ce fac uși, mă, te pierduși? Nu știu, mă, de lovim toți pomii vieții. Asta nu stă deloc pe drum. Bă, aici știți că n-o să am decât să vă iau bă, cuvântul. Adică dacă spuneți că mă gândesc că nu mă mințiți. Păi ăla o să mint oricum, da. Da, sigur că da. Cine ar face asta pentru bani? Hai, plecați, dați drumul. Hai, gras. Hai. 3, 2, 1. Andrei, dacă îmi dai 2 milioane jumate înapoi, îl fac pe ăsta, căcat. Să nu prindă top speed-ul. Bă, dar cine tot lovește mașinile ăștia în urmă? Oare cine? Un Mustang roșu. Da, e un handicapat cu noi. Bă, am 316. A, că m-a lovit, băga mea și... Aia e, clasule! Aia e? Păi las că... Bă, gata, ăsta e tot speed-ul meu. Cât? 316? 332? A, ba, nu, că urcă. 37, 3... Ba, 337. Blană. 3, 5, 6, 7, 8. Minte. 340. 41. Minte. 341. Minte. Bă, dar ce că minte. Păi, dar te cam luat din urmă, grasule. Dar nu mă face că o iau. Bă, și noi ai, mă. O iau și mă uită, ce tot fidare, că după ce o tânesc. Să vină să-l bate pe aici, să vadă. Bă, ăștia sunt nebuni, bă. Bă, eu credeam că... Oricum câștigași, că mă... Oricum că la frumusețe te făcui, că eu știu să iau și o jantă, o culoare, nu ca tine, mea. Bă, mă, că proba de frumusețe... Doamne! Cine m-a pusă, doamne, cine m-a pusă? Am ieșit. La proba de frumusețe aleg oamenii, bă. Pa. Proba de frumusețe... O, mă, că vreau să-ți fac o poză, stai aceea. Proba de frumusețe o aleg oamenii. Băi, fraților, așa cum v-am spus, nu uitați să lăsați acolo un like și un comentariu dacă doriți să mai facem asta, bă, dar... Și de ce ieși, mă? Du-te-mă de aici. Ăla e șofticos, mă! Dă rage quit, mă! Să mă jucurească toți proștii! Bă, leșin, mă! O, mă, că nu... Îl bază... Bă, unde, păi, mai poți să ieși de două ori? Bă, că dacă eram fotbalist, eu eram cel mai hăituit. Bă, deci nu uitați să ne lăsați în comentarii dacă vreți să facem aia cu circuitul, că acolo cred că câștigă Andrew, nu știu de ce am o impresie, să-și ia și el revanșa. Și cam asta o să fie cu episodul de astăzi, nu uitați să vă abonați, să dați un like dacă v-a plăcut și noi o să ne vedem data viitoare. Vă pup, pa!